Tupeu fără limite al unor hoți de fier vechi. Doi bărbați au furat conducta metalică care era utilizată pentru transportul de gaz bogat de la parcul Ognița. Jandarmii le-au venit imediat de hac. Pe raza localității Gura Ogniței, jandarmii au depistat în apropierea stației de compresoare a unei societăți comerciale doi bărbați care, după ce au decopertat solul pe o distanță de 20 de metri folosind uneltele specifice, au sustras mai multe bucăți de conductă metalică. Cei doi bărbați au sustras trei bucăți de conductă metalică care era utilizată pentru transportul de gaz bogat de la parcul Ognița la stația de compresoare a unei societăți comerciale. Persoanele intenționau să transporte materialul feros la un centru de colectare a fierului vechi în vederea valorificării. Jandarmii au întocmit celor în cauză actele procedurale premergătoare în vederea începerii urmăririi penale, aceștia fiind susceptibili de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, actele urmând a fi înaintate parchetului de pe lângă judecătoria Moreni pentru finalizarea cercetărilor.